Zunivers Podcasts. Eu sunt un om moral. În ciuda faptului că am jucat roluri imorale, în ciuda faptului că am fost bârfită și am fost răstălmăcită și așa. Și acuzată. Așa. Eu, în sufletul meu, sunt foarte moral. Și nu mi-am iertat-o niciodată că am făcut să sufere niște oameni. Le-am zis, da, părinte, de ce? De ce totuși îmi dă Dumnezeu lucrurile astea rele? Și a zis, nu, Dumnezeu ți le dă. Am avut un moment în care am zis, nu, Dumnezeu e iubire. Până a mă schimba, eu n-am fost niciodată mulțumită de dragostea pe care o primeam. Povestea ta de dragoste cu gelul, de ce crezi că a trebuit el să iasă din viața ta atât de brusc și de violent ca să... Ceva trebuia să se întâmple ca să-mi schimbe viața. N-am crezut că se uită cei doi prieteni ai mei în ochii mei și mă împușcă. Când te-ai hotărât cumva sau ai simțit că e cam gata iubirea ta cu maestru Motoi, i-ai spus? E greu de înțeles și de acceptat. Deci, genul de iubire pe care l-am am avut-o pentru George nu s-a terminat niciodată. Eu și acum îl iubesc. Mariajul tău cu George Motoi, cu maestru Motoi, a fost sufocat de bârfe. Da, orice rău spre bine. A fost el blestemul vieții mele, dar destinul m-a și ajutat prin el. Intervievista cu Florentina Fântânaru. Un podcast Zunivers. Sunt Florentina Fântânaru și vă invit la un podcast despre a ști și a cunoaște. Intervievista. Aici facem diferența. Cezara, dacă ai mai avea 20 de ani, te-ai mai mărita în timpul facultății? Da, dacă ar veni făt frumos. Tu nu l-ai luat seama de bărbat, nu? Eu, da. Da, nu, niciodată nu m-am gândit dacă vreau să mă mărit sau dacă nu vreau să mă mărit. Întotdeauna am fost omul sentimentelor, din păcate pentru mine. Și atunci când m-am îndrăgostit... Ai trecut la fapte? Dat fiindcă am fost obișnuită cu o familie extraordinară, adică am avut și bunici și părinți cu câte 50-60 de ani de căsnicie. În familia mea nu exista, eu știu, să divorțezi. Eu am fost oaia neagră, că am divorțat, da. Singura oaie neagră din familie? Da. Deci da. Tu ai fost singura care a divorțat? Da, nimeni din familia mea n-a divorțat, toți au fost... Țiplă. Și cu pasiuni căsătoriți, deci pot să spun că, așa dacă vrei să glumesc, eu plătesc acum că sunt singură și că Dumnezeu mi-a luat ambii bărbați, pentru că am divorțat, pentru că femeile din familia mea, pe lângă faptul că erau frumusețea la noi a descrescut, pentru că știi cum e lady și vagabondul, întotdeauna au fost femei mișto. Așa. Bunica mea era superbe, o superbitate, nu? De femeie. Și ce a făcut lady? S-a încurcat cu un derbedeu. Așa a făcut bunica? Da. Bine, nu, derbedeu în sensul că frumos, un fel de, cum era, Giuliano Gemma, dacă l-ai apucat. Brunet frumos. Și pasiune mare, căsătorie, 60 de ani. Au trăit amândoi, bunica până la 94 și bunicul tot așa, adică pasiune. Mama cu tata tot așa. Ce frumos. Din școală l-a văzut pe Traian cu ochișorii lui. Eu semăn cu tata la ochi, apropo de ochi, da, acum da. Să mă laud. Ochii generalului Dafinescu. Da, 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 cu tata semăn la... și în rest așa, cam cu tata semăn. Și când i-a văzut ochii, mama era elevă. S-a căsătorit, avea verigheta când dădea, nu era bacalaureat, nu știu cum se chema, altfel se chema. Așa. Avea verigheta în sertar. Deja era pregătită. Cum s-a terminat. N-au avut situații de astea, Cezara, în care să fie ținută deoparte, să nu cumva să-și dorească să fugă de acasă, să fie răpită, cum se întâmpla pe vremuri. Nu. N-a fost nicio femeie răpită din familia ta, nu? La noi au căzut fleașca. Și au și avut șansa
îți dai seama să ai șansa să-l găsești din prima. Da, mare lucru. Mare. Dar de străbunici ce știi? De ele, femeile străbunici. Măi, nu prea știu. Știu mai mult de bărbați, dar nici asta nu prea știu, pentru că bunica se ferea. Să povestească? Da, să-ți spun de ce. E o chestie, mă rog, dacă n-ai trăit vremurile alea, nu poți să le înțelegi. Bunica e dintr-o familie de prințese poloneze. Cum au venit, ce, da, nu știu. Că mereu zic, bine mă, tu ești bunicul von Bieberstein. Și de unde sunteți români? Adică, nu știu. Nu mă întreb, nu știu nimic. Cum au... Nu s-a păstrat nimic. Nu, deci stră. Am, da, de la bunicul, singurul lucru pe care l-am vechi păstrat așa, este actul ăsta de nobilime. Pe acel stră bunic al meu îl chema din 1700, nu știu cât, îl chema Conrad, stai că nici mai, von Bieberstein. Și dacă nu s-a întâmplat la... niciodată să mergi pe firul ăsta al familiei, măi, al istoriei? N-am mers pentru că pe vremea aceea, clar, era foarte rău să fie așa. Tatăl meu și el a fost un copil orfan. Adică tatălui l-a făcut la 58 de ani. Și-a pierdut mințile, a luat una tânără, mama, s-a bunica îndrăgostit. Mea. Da. Apropo de, de, da, pătimaș și, da, de, da, știi, el 58 de ani, așa, dintr-o familie tot de boieri, a căsătorit cu o boieroaică urâtă. De pe acolo, de prin Moldova, îmi povestea taică-l meu. Urâtă, dar deci bogată. Deci a dorit să fugă de acasă. Da. Clar. Urâtă, dar bogată. Da. Și a avut cu ea trei copii, două fete și un băiat. La un moment dat, nu știu exact, deci ai înțeles, erau lucruri tabu, a întâlnit-o pe această tânără, Monoranu, Maria Monoranu, ce nume frumos, da, așa, român, da, da. De prin, ce rezonanță are. De prin Fălticeni, de prin Boroaia, de prin... Așa. Niște, așa. S-a îndrăgostit lui Lea. Aia și-a lăsat familia, a divorțat. A părăsit. A părăsit familia. Și s-a căsătorit, cred că, cu ea. Ce iubire și, acolo, da, Cezara. Da, ca să vezi tu ce neșansă. Vezi că eu am... am eu așa punctul meu. Mă gândesc că poate plătim când greșim așa o chestie din asta. A plecat de acasă, deci a părăsit. A făcut copilul. Da. Și ca să vezi, tu știi că se spune că, eu știu, cuvintele ulterior ne definesc, sau cum să spun, dacă cineva îți spune ceva, nu știu, actrița mea sau așa, general, te poziționează cumva spre viitorul tău. Ca o vorbă de duh, ca ceva ce ar putea să fie real, să devină, știi, real. Dacă vrei, ca o, nu, nici nu știu cum să spun, știi, ca o predestinație. Ca o predestinare. Știi cum vin acum și sunt la copil, vin cele trei ursitoare. Da, ca o ursită. Da, ca o ursită. Cum e și blestemul, nu? Exact. Nu, cum sunt cuvintele acelea grele care se trimit pe neam. Și exact, șapte generații. Că crezi în povestea eu, asta cu neamul, cu toți cei care sunt în spatele nostru, nu linia. Încep să cred. Încep să crezi, nu? Pentru că eu, da, stai să nu pierd șirul cu... Știi tu că eu sunt cu parantezele și uit de unde am plecat. Să-ți termin cu bunicul. Deci, la 58 de ani, l-a avut pe tata. Îl luam, când copilul avea 2 ani, îl luam în brațe și îi spunea generalul tati, generalul tati. Mă. Așa îi spunea și uite că asta s-a întâmplat. Știi, apropo predestinare. De predestinare. Și a murit, a rămas tata, a rămas orfan la 4 ani, copilul. Iar mama, Maranda asta, a rămas singură, săracă, lipită. Am zis că s-a combinat pe urmă cu cineva, adică a avut așa și a murit de sărăcie, de pelagră, de nu știu, Doamne, adică ceva îngrozitor. Îți povestea tata despre îmi povestea, dar el era foarte sentimental și era greu foarte povestea. Greu. Da, și el când a avut 6 ani a rămas orfan.
De ambii și de mama. Da. Și atunci l-au luat rudele. Ți-am spus, deci surorile lui care erau bătrâne, ele aveau copii care erau de vârsta lui tata. Și cam așa la mine în familie era o ciudățenie, că nu știam care e mătușa, care e nemătușa, care... Da. Și l-au luat, deci surorile mai mari, și tata a fost sărac, un fel de argat la ei. Adică era și Traian pe acolo, fă focul, fă aia. Pe lângă casă, da. Și toată viața, știu că povestea tata, cum a ajuns unde a ajuns. În clasa a doua, a treia, a rămas repetent. Pentru că nu știa cum se învață nepoții. Deci băieții din familie erau premianți și el când s-a dus, s-a văzut pe listă acolo, a plâns și el a fost leu, tata. A plâns ambițios toată vara. Toată vara a învățat și de atunci, deci din clasa a doua, a fost șef de promoție tot timpul. Deci, pe toată Moldova se dădea altfel. Dar, vezi, erau niște lucruri pe care eu eram puștoaică și știi cum e când suntem... Și răsfățată, nu? Și răsfățată și nu păsa mie prostii, nu. Ce despre vorbea tata, ce povestea, da. Așa, ce mi-amintesc. Dar apropo de neam, spune-mi, de linia asta, uite, a ascendenților noștri, crezi că pe undeva faptele lor, acțiunile lor ne influențează și eu destinul? Eu cred că da. Acum, până când am avut problema asta cu al doilea soț, când s-a întâmplat nenorocirea asta și când eu n-am mai fost om, deci până atunci n-am crezut, puteai să-mi spui orice, cea mai prostie. Dar atunci cineva, și că pe mine de foarte multe ori m-a dirijat Dumnezeu așa, fără, într-o inconștiență din asta, cineva m-a pus în legătură cu Mariana Cojocaru. Astrologa. M-am dus la ea și i-am dat datele, ea știa că-s leoaică. Și a doua, a treia zi când am venit să vadă, mi-a zis clar. Deci eu, după 2 ani, după ce se întâmplase accidentul cu genul, și ea fără să știe nimic, s-a uitat și a zis, acum 2 ani, nu mai știu chiar exact, dar ți s-a schimbat viața violent. Și mi-a explicat pe urmă că eu altă menire aveam în viață. Deci să ajut, să dau iubire, să... Mă, sigur că eu acum râdeam și spuneam, e prostii. Nu știu cine mi-a spus că am fost în nu știu ce viață de senator de hărți și așa. Că am fost vânător și pescar. E, prostii. Nu le credeam. Dar acum eu sunt o mare iubitoare de animale. Da. Și de câte ori văd, zic, da măi, prietene, spui, păi da mă, astea sunt sufletele pe care tu le-ai împușcat. Nu știu dacă e adevărat, poate o să râdă cineva, o să zică, nebunit asta. Măi, dar dacă e așa, de ce nu aduni tu căței, pisici, păsări, orice găsești? Orice găsești, că care eu... ajut, hai să ajut. Un necaz, o problemă. De ce? Știi, că sigur că... Gurile rele, rău voitor, poate să spună, a nebunit asta. Nu. Și numai de atunci s-a întâmplat. De când s-a întâmplat tragedia cu soțul tău, al doilea. Da, pentru că până cu Gelu. Până atunci eram inconștientă. Acum recunosc. Eram un om fericit. De seama, eu până la 50 de ani nu știam cât costă o pâine. Eu nu trăiam decât pentru scenă, pentru spectatori. Da. De-aia fata mea îmi tot reproșează că n-am fost a ei. Sigur, ea îmi reproșează, dar pe de altă parte eu zic mersi că n-am fost numai a ei. Ce făceam acum? Mă ținea ea, știi? Adică fiecare trebuie să-și urmeze cursul și destinul. Dar de-aia spun că
poate că există ceva, un adevăr. Există cu siguranță, dar ai avut, să zicem, curiozitatea asta mai de multă vreme, nu? Știu că la un moment dat mi-ai povestit cum mergeai cu Zoia Ceaușescu. Chiar da, am avut-o! E adevărat! Deci, eu te-am spus, nu, Dumnezeu mă punea și mă în situațiile respective, da, astea. Să ajungi să te întâlnești cu genul ăsta de oameni. Da, eu nu, cum era? Cum s-a întâmplat credeam, atunci? Deci nu credeam. Dar mi l-a scos în cale pe Tănăsică, îmi pare rău că n-am mai păstrat eu, cum m-am mutat, m-am schimbări din astea. Cine era Tănăsică? Păi, din ce mi-aduc eu aminte, Tănăsică era un medium din ăsta acum. Clarvăzător. Da, și am înțeles că era un tip foarte cunoscut, ci că pe vremea război nemții îl luau și îl puneau să descopere, nu știu. Serios? Ce de toate. Pe cuvânt, eu l-am apucat bătrân săracul. Da, da, da. Dar ce mi-a spus mie, mi-a spus niște lucruri, eu ți-am zis, multă lume mă întreabă cum ai fost colegă cu Zoia. Nu, am fost colegă în ce sens? Eu cred că ea, la un moment dat, nici n-am mai știut că eu sunt Marinela. Adică Cezara Dafinescu e Marinela, că pe mine mă cheamă și Marinela, știi? Și ea mă știa de Marinela, eu făceam engleza cu aceeași profesoară de engleză, cu care făcea și ea, doamna Marta, și cu care făcea și Nicușor. Și Zoe era nebunită cu chestiile, avea astea ezoterice, probleme. Avea probleme ea cu maică sa, că se tot băga în viața ei. Nu a lăsat deloc în pace, nu? Nu, și ea, așa am fost prietene, nu la școală, că ea era în altă parte, nu știu unde. Eu am făcut liceu sportiv, deci numai la engleză. Și la engleză ce făcea? Venea și zicea, ea, e mai mult ea, că eu, nebună, cum ți-am spus, eu eram, nu știu, parcă eram altă persoană, pur și simplu. Superficială, deci nu mai vreau, nu-mi place de mine. Nu mai ai de-a face cu, nu, Cezara nu, de atunci. Nu-mi place deloc. Așa. E, și îl chemam... Pe Tănăsică? Pe Tănăsică, ia. Unde? Îl unde îl chemam? La Marta, la această chiar la profa doamnă, de engleză. La profesora de engleză. Ea și profesora de engleză dădea în cărți, eu nu credeam în chestiile astea. Și... Da, deci fiind pe partea asta... El chema pe Tănăsică și îmi zicea Zoe, vine Tănăsică mâine. Și atunci cum făceam? Avea ea lecții, aveam eu, nu, avea ea lecții, Nicu și eu. Așa. Și Nicu abia zicea mersi, îi dădeam noi ghiont și ea. Da. Și Nicu nu mai venea și ne lăsa 2-3 ore, deci da, aveam da, timpul da, da. Să vină Tănăsică. Să faceți acolo... Și Tănăsică făcea o chestie... Cine e de specialitate? Mă gândesc că Mihai Vorobchevici, care e prietenul meu și care e un scump și îl pup și îmi zice, te pup, prințesă, așa îmi zice. El ar râde de mine că nu cred, dar eu chiar nu credeam în chestiile astea. Și ce se întâmpla acolo? Deci, nu face, să zici că în cafea, nu, îi puneai o cafea și în abur de cafea. În abur de cafea, incredibil, asta n-am auzit-o. Întoarcă, da, cum știm zațu, noi, cu babele, cu, cu zațu, cu... Exact. Pui un degetul să lase urme deci și... El făcea cu zațul, cu aburul ăla. Extraordinar. După care bea cafeaua. Așa. Și după aia, deci el vorbea, se pornea. Deci el intra în transă. Intra în transă, se uita la aburi ăia. Bea, inconștiența, am transă cafeaua, o întorcea, nu știi ce făcea. Și îți mai aduce aminte ce spunea? Da. Despre ce vorbea? Unele lucruri au fost așa de șocante, adică acum sunt șocante, pentru că atunci nu credeam. Și ziceam, mereu râdeam. Când mai zicea Zoe, hai, mai îl chemăm, mai mă lasă, e prostul ăsta, era molit, nu știe nimica. Dar Zoia chestii... Ceaușescu chiar credea. Ea săraca, ea da. Credea. Da, pentru că ea le trăia atunci. Da, mie mi s-au întâmplat real. După. Dar ce îi spunea ei de era ea atât de captată? Ei, avea probleme, avea, știu că la un moment dat avea un iubit care a dispărut la un moment dat și el îi spunea. Deci a dispărut subit da. Iubitul acela și da, îi spunea da, Tănăsică da, că e posibil da, să fi da, fost da, luat da, pe da, sus de securitate. Da, deci așa pe urmă îi spunea că are, nu știu cum se
spunea el, că, deci că o urmărește X, Y, da, puneam că e pe urmele ei, ei maică-sa, da, dar nici nu era prea greu, eu nu stăteam prea mult să ascult, deci de aia nu pot să știu exact ce îi spunea ei, dar știu că era înnebunită și săraca, suferea, că îi spunea niște lucruri, știi. Era nefericită. Da. Așa un copil nefericit, așa un om bun, și când îi vede pe copiii de astăzi, a oamenilor. Oamenilor, știi? Zic, mă, câte nedreptate, știi? De că mă și sensibilizez. Voi ce vârste aveați atunci? Aceeași vârstă. Cât aveați? Păi 16, eleve de liceu. Eleve de liceu, pentru că asta spun că eu, mie mi s-au întâmplat lucrurile după liceu. Da. Da. Că mie îmi spunea și eu stăteam și... Și ce-ți spunea Tonsica, clarvăzătorul? Îmi băteam joc de el, băi, nu se poate, ce nesimțit era. Așa stăteam. Da, hai, zi! Alintată! Nu ți-a zis nimic de picioarele tale care... Nu mi-a zis, o să ajungă să ia zis mințile bărbaților. Nu să ia mințile, să facă 3 operații la un picior. Întâi de toate, da, mi-a a zis, fost altceva. Hai să vezi. Și eu... Eram campioană, campioana țării la atletism. Deci, eu îți spun situația și tu o să vezi ce îmi spunea el. Deci, eram campioană în ultimul an de școală. Eram îndrăgostită și prietenă cu Pino Caramitru. Și, deci, eu îți spun ca să-ți, pe urmă, îți povestesc. Eram liniștită, fericită. Și asta e, singurele mele probleme erau dacă las concursul de săptămâna viitoare, câștig sau nu. Și ce spune el? Așa. Zice, da. Parcă îl văd că era. Zice, tu o să ajungi Eni Ondra a României. Eu nu știam cine e Eni, m-am dus la mama, cine e draga asta? Eni Ondra, ce? Zice... Tu o să ajungi Eni Ondra a României, zice, te văd așa pe o scândură și lumea te aplaudă. Mă, om care numai, deci nu era cazul. Aveai 16 ani doar. Deci nu era de unde, cazul. Exact. Nu să zici că nu mă cunoștea. Nu, nu făcea. Ia, și ce traduc eu? Așa. Prostul ăsta, ăsta e prost, îi zicea mami. Nu știe ăsta prostul ăsta. Da, pe scândură. Păi era podiumul de scândură. Da, da, mă da. Vede pe scândură, așa e, că iau locul întâi. Și mă aplaudă ăștia, lumea. Exact. Problema mea era că Eni Ondra avea o haină de blană albă, așa o vedea el, și era o blondă. Și eu eram în training, nu eram în haină albă. Ulmea, motoi, așa m-a văzut, în haină de blană albă. Deci asta e o prostie de-a lui. Și eu mereu, ce să-l mai chem nu pe ăsta? Nu înțelegeai, da, ziceai, de unde își pune o sportivă prostii, ăsta îmi zice că sunt cu haine de blană. Mă duc și fac sport, îmi stă prostul ăsta și îmi zice mie că mă aplaudă. Mă aplaudă, știu că mă aplaudă. Hai ca să-ți mai spun ceva. Zice, uite și vezi, zice, soarta ta este cineva cu ochii verzi, cu G. Cu G ți-a și, dat și inițiala. Da, păi mi-a... Stai să vezi. Uite aici, cu G și care e așa ceva, dansează, așa ceva. Și eu zic ăsta, Pino, n-avea ochii verzi deloc. Da, deci iubitul tău de atunci, prietenul tău de atunci, Pino, tu așa îi spuneai, așa era Pino, el dezmierdat? Da. Deci Pino. Ion Caramitru, Pino, cum îi spuneai? Pino era cu ochii... Căprui. Căprui. Da, eu făceam, îi ziceam lui Zoia, da, dragă, da, lumină. Știi cum e, două cu șpaice care proiam să... Așa, cu C, zic, cu G. G. Ăsta e nebun, i s-o fi pus o păticică de cafea la C și el vede G. Na, și de dansat așa e, că artist. Doar, da. După ani, zici, a, și are și, așa, și are o soră. Pino avea pe Lili, pe sora lui. George avea și el o soră. Deci ai înțeles lucrurile? Da, noi erau și similitudini, dar erau ne interpretam și... cum vroiam noi, exact, cu ștaice. Exact. Asta cu iar asta cu... Da, eu deci asta s-a întâmplat de-a lungul anilor.
Pe urmă am, hai să dăm la teatru, am avut accidentul, de accident nu mi-a spus, dar nu știu dacă nu mi-a spus, cred că nu a fost perioada în care m-am mai dus, că mergeam când și când. Dar m-am dus când a fost cu examenul la teatru. Eu trebuia să mă intru la examenul de teatru și el zice, da, Berigan deschide portița. Pam, pam. Băi, zic, da, zică... Nu e Beligan. El era în transă, da? Nu e Beligan în comisie. Ia uite-l aici, maestru. Ți l-am adus aici aproape. A, să-ți citești ceva din el. Deci nu era el în comisie, deci ziceai tu. Deci nu era în comisie ăsta nimic. El, Beligan, deschide portița. Mă duceam acasă la mama, zic, ăsta e și tâmpit. Nu mai, îi ziceam, Zoe, nu mai, lasă-mă, du-te tu. E, mie nu mai tâmpeni, îmi spune ăsta. Care e ăla cu G? Care e ăla? Eu eram... Slavă Domnului, cu C, care e ăla cu ochii verzi, că unde eu am unde? Ochii negri, care e cu Deli Beligan, deschide portița. Erai plină de spume. Bă, nu? Eu zic, nu mai merg la tâmpitul ăsta, că nu mai tâmpe. Și care e haină blandă, albă, da, de unde chestii, și până unde? Bă, bun. Astea am povestea. Și ce se întâmplă? A, zice, stai că am uitat să văd cum e. Deci nu era în comisie și zice nu, că nu dai exact, zice nu, nu intri. Nu intri, nu zice rezolvi, că nu zicea intri, da. Zice, da, printr-o hârtie. Ce să-i spun? Păi, da, mama, e clar, mama, deci nu mă duc, nu credeai. Nu, e plecat. Printr-o hârtie. Ce crezi că a fost? A fost singurul an, an de zile, se intra la teatru... Nu vreau să spun cum, nu știu cum, dar anumite persoane care ulterior am făcut teatru. Așa. Mălai Mare, Julieta Seni, Elena Albu, să nu zic că și eu, picam la linie, că eu am picat într-un an. Și nu intrăm. Așa. Nu, mă rog, se știa motivul, nu vreau să-l mai spun și eu, nu știu de ce nu se intra. Și în anul în care noi am dat... Mă, la exact, colegii mei, ce-au făcut profesorii? Dal de Brădățeanu, dal de profesorii ca lumea din institut, s-au enervat și au zis, bă, ne-am săturat să băgăm doar pe unii care, să zicem, după un an, doi, renunțau la facultate. Hai să băgăm și pe ăștia. Și ce-au făcut? Erau 7 locuri și ei de la locul 3 ne-au dat aceeași medie. Am înțeles. Am intrat 15 în anul ăla. Au intrat cine trebuia să intre și am intrat și noi. Și când ne-am uitat noi la rezultate, da, toți ăștia pe aceeași medie. Bun, am intrat și am plecat. Eu fericit am plecat, tata acasă ne facă vacanță. Ne-a mai luat pe mine și pe Geo Costiniu, că eu cu Geo am dat dragul de el, el m-a ajutat la examen, a fost partenerul meu și, mă rog, ai lui mă iubeau foarte tare, ai mei îl iubeau pe el, că era un copil bun și a zis, gata, Geo, vii cu noi, vă fac cadou o vacanță la Văratec. Ce frumos! Bine. Și? Da. Bun. Mergem să... Deci, gata, se intră. Tănăsică cu câteva zile înainte a spus nu. Se intră printr-un act, printr-o hârtie. Ia te uită. Ce se întâmplă? A fost anul în care s-a intrat printr-o hârtie. Pentru că s-a dat dispensă, da, și am intrat toți și 15. Da. Și pe drumul, deci noi ne-am întors de la Văratec repede, că am crezut că trebuie să mai dăm o dată examenul. Nu s-a mai dat, am intrat așa. Și pe drumul când plecam de data asta cu trenul la Văratec, că n-am mai mers cu șoferul, tata a citit ferparul, Tănăsica a murit. Da. N-a apucat să-i spun săracul că prin hârtie da, am intrat. Chiar așa a fost. Da. Ce nebunie, deci, Cezara. Dar spune-mi, Pino, maestru Caramitru, viitorul maestru Caramitru, nu era gelos că tu pleci la Vărate cu Geo Costiniu? Păi dar nu, el cred că zi-a mersi că plec. Mersi? Că relația cu noastră a spus că erai îndrăgostită de el. Păi eu din cauza lui am intrat la teatru. Din cauza lui? Da, de ce din cauza eu, lui? Pentru că eu l-am cunoscut pe el când el era proaspăt absolvent, terminase facultatea și eu eram încă în clasă, în...
nu știu dacă la ultimul an, dar în orice caz eram cu stoaică la școală. Și, na, m-am îndrăgostit, ne-am îndrăgostit și noi. Nu știu, eu vorbesc de, de mine, eu nu știu cât de mult m-a iubit el sau nu m-a iubit, e problema lui. Venind în familia mea, cunoscându-l pe tata, pe mamă, el mereu îmi spunea, teatru nu-i de tine, Marina. Dar el îmi spunea că știa, mă rog, cât de greu e. Adică da, eu având o familie foarte serioasă și foarte... Și încerca să te descurajeze, să-ți treacă fumurile și ideile. Exact. Și zicea, teatru nu-i de tine, teatru nu-i de tine, teatru nu-i de tine. Oh, îngrozitor. Și tu te-ai ambiționat. Dar eu m-am enervat că eu ziceam că zice... Da, că, da. Sunt, eu, că sunt eu, n-am talent, cu toate că el îmi spunea Coșcina mea, că știa, văzut o actriță, Silva Coșcina, n-a apucat tot că ești puștoaică, dar era stilul meu așa sportiv, că și, eu, și el făcea și atletism. Bine, dar el ce-ar fi crezut că ți se potrivește așa, ca măi, idee? Tot nu medicina. Ca tot medicina, cum zicea și mama ta. Medicina ca nu? Și mama, ca și, cum se știa familia mea. Venea în casă, el știa că eu cu medicina, eram Marinuța, eram bleaga familiei, cred. Așa ți se spunea acasă, Marina? Mie, toată lumea acasă îmi spunea Marinela, Pino îmi spunea Marina. Așa cum și Petrică Gheorghiu și colegii mei, Julieta Seni, toți mă știau de Marina. Ăștia care... E, iar Pino știind că eu, ce să dau eu la teatru? Nu e de mine. Eu m-am supărat, n-am zis nimic și am dat și am picat. Dar a fost șansa mea că am picat așa, pentru că eu vroiam să dau, deci, la medicină. Am învățat pentru medicină, că pe vremea aia se făcea, uite, văd că acum a revenit la, se dau meditații și așa. Eu am, tata mi-a luat profesorii de acolo, de la cele trei materii. Am tocit, am învățat și când au zis, la sfârșit a venit tata să vadă cum e, fiecare a zis, domne, la mine e de 10. Tata a zis, bun, nu ești de 10, ești de 8. Deci intri, da, bine. Am venit acasă, zic, bine, deci aș intra, da, bine, eu dau la teatru. Cum să dai la teatru? Păi da, de ce? Că un coleg de-al meu din liceu sportiv, când era la... Știi, de, când ești blonduță și premiantă, toată lumea, profesoara de română, te pune actriță, știi? Și eu toți anii ăștia am fost actriță. Scenete, poezii și în ultimul an am făcut Luceafărul. Eu eram Cătălina și Mavro Dineanu, un actor, acum cred că e în Germania, nu știu că a plecat, din, din clasă mai mare, era și Luceafărul și Cătălin și... Asta a fost problema, n-am mai discutat. Eu mi-am văzut de sportul meu, de învățatul la medicină, la sport, la un moment dat eram în lotul țării, deci fiind campioană la junior mici, am căzut, știi tu, vedetă, dă-i cu... Am intrat într-un concurs neîncălzit și am făcut șpagatul și acolo am rămas. Deci, mi s-a stricat. Apropo de ce se spune că Dumnezeu vede că tu nu ești pe drumul tău și dacă nu înțelegi că trebuie să ai alt destin, te ajută. Te ajută câteodată? Asta mi-au spus Mariana și Vorobchievici, că au zis... Tu aveai alt destin, tu erai altceva, dar tu trebuia să fii altceva. Și atunci s-a întâmplat cu gelul tot violent și m-a... Dar de ce crezi că la povestea asta, hai să rămânem puțin aici, la povestea ta de dragoste cu gelul, de ce crezi că a trebuit el să iasă din viața ta atât de brusc și de violent ca să... Măi, ai înțeles? Ți-ai dorit mult să înțelegi asta după atâta vreme, voi v-ați regăsit, variante. V-ați îndrăgostit și... Sunt multe variante. Ce crezi? Tot ce a fost cu gelul a fost ca o, n-aș vrea să spun ca un blestem, ca o, ceva venit, ceva artificial. Adică ceva trebuia să se întâmple ca să, nu știu, să-mi schimbe viața, să-mi... Acolo ce s-a întâmplat cu tine? Adică te-ai întors la tine, te-ai regăsit? Când după ce a murit Exact. Nu. Dar? Nu.
m-am descoperit, nu m-am regăsit. Deci te-ai descoperit a te regăsi presupune adevărată. Că ai fost într-un fel, da. Ai plecat da. În alt fel. Te-ai pierdut și pe urmă te-ai regăsit. Da. Nu, eu eram... Da, tu erai diva. Vedetă, eu erai eram diva. Cezara Dafinescu, eu eram așa, vai de mine. Cu capul în nori, va... nu adorată. Cu deci bărbații spus, la picioarele tale. Da, nu, și tu nu, acum nu te regăsești. Și brusc s-a întâmplat cu gelul. Da. Iar cu gelul a fost tot așa, a fost o chestie de... Deci, apropo de concepția mea de viață și de familia mea și de... Eu nu concepeam să divorțez. Cum adică? Dar George era perfect. Da. Așa e. Era el mai mare decât mine cu vreo 13 ani, dar nu conta, era, mă adula, era, așa era, să nu mă atingă, să nu, ce vreau, cum vreau, cum, dacă eu spuneam, aruncă-te de la etaj, se arunca, dar era un stil mai introvertit și mie tot timpul, deci până a mă schimba, eu n-am fost niciodată mulțumită de dragostea pe care o primeam. De ce? Nu știu. Ce ți se părea? Că nu e de ajuns? Nu, că nu e suficient? Că nu te satisface? Că nu e, nu e ceea că ce tu vrei? Iubită, cum aș putea eu să iubesc? Dar cum voiai tu să fii iubită? Cum? Nu știu. Deci nu... Și ți-am spus, au mai fost oameni în viața mea care m-au iubit și care... dar eu, mie nu mi-ajungea, nu. Nu. Indiferent ce făcea soțul tău, George Motoi, nu era suficient. Nu era ceva pe care eu îl doream. Și el simțea asta? Păi nu știu dacă simțea. Simțea la un nivel nu acolo. Știu, el... Chiar dacă nu se manifesta, nu explica... Nu, eu am avut un bun simț pe care dușmanii nu mi-l recunosc, dar... eu mulțumesc lui Dumnezeu că sunt foarte bine construită și ce am primit de la natură a fost foarte bun. Adică, eu știu, caracterul și educația și am avut un soi de bun simț care mie, am două lucruri care mi-au stricat în viață, bunul simț și empatia. Deci eu, orice s-ar întâmpla, eu nu mă pun pe mine pe prim plan. Eu întâi pun pe celălalt. Am fost și de multe ori am fost înțeleasă greșit. Mă, asta e, nu contează. Deci, bunul ăsta simț m-a făcut să nu-l, să-l fac pe George să fie fericit. Adică știind că nu-i dau cât aș putea, să nu-l rănesc și să nu creadă că, adică să nu se prindă, ca să vorbim mai vulgar, că nu-i dau tot. Știi? Și atunci îl lăsam pe el, că sunt oameni care îmi spun, bă, zice, dar tu părei că nu, mai de curând am început, așa. Am scris și îmi ziceau, bă, dar ce frumos scrii tu. Zic, cum adică? Păi da, George zicea că nu, Cezara nu știe să scrie, nu vorbește. Al nu doilea bărbat care te-a descurajat, primul... Pino Caramitru, care ți-a spus că nu ești bună de teatru, da. Al doilea, soțul exact, tău cu acte, George Motoi, care ți-a spus că tu nu scrii bine, că nu te pricepi. Deci eu eram, le-am spus, nu știu, vezi, de bun simț. Și la Pino tot așa, că trebuia să-i dau un dos de lab. Adică te vedeau doar că ești frumoasă și atât. Frumoasă și bleaga mami, știi? Marinuța. Da. Adevărul e că mult timp am jucat în televiziuni, mai cu seamă, roluri de prostuțe, așa mi-a plăcut întotdeauna, Marilyn Monroe. Și recunosc că asta am furat de la ea, îmi plăcea chestia asta, știi, proastă și frumoasă. Cu toate că la mine se potrivea mai puțin, pentru că eu, fiind un munte de om, ieșea din când în când, ieșeau colțișorii, știi? Dar așa am fost și în viață. Cu Pino eram Marinuța. Marina, Doamne, dar... Și când tu te-ai revoltat și chiar l-ai părăsit? Nu l-am revoltat, să ții minte că ne reîntoarcem. Da. Nu m-am... Vezi că la Pino a fost așa o chestie... Deci de bun simț, îl lăsam și eu eram Marina... Ce să spun mai mult? De ziua lui, de 9 martie. 9 martie. 9 e... Mergeam la ziua lui. Eu veneam...
în rochiță roz, blondă, Marina, mama lui, care nu știu dacă mă plăcea sau nu, dar eram așa fata generalului. Eu cred că acum încep să fiu rea și să găsesc alte motivații, știi. Taică-su, care era o bomboană, era așa un fel de gen birlic, știi, micuț și bun. Și ce să spun, că diminețile îmi punea la ușă suc de roșii, de-asta de portocale. Deci îți lăsa acolo, deci, pentru adică, tine special. Că e Marina, că, adică drăguți. Deci te adora. E, nu știu cât. Păi dar cine, oricum, să zicem, tata, socru, da, viitor, da, nu îți, da, lasă, da, la ușa, da, camerei. Adică și ne punându-se niciodată problema să ne căsătorim. Doamne, wow, ferește. În primul rând că eu eram proastă să mă gândesc. Marina dragă, Cezar, acum te știu eu acum. Adică vrei să spui că înainte de a te căsători tu erai iubita lui Caramitru și mama te lăsa să-ți petreci noaptea la el acasă? Da, da. Te lăsa? Păi, dar și domnul general, mama? Domnul general știa? Tata săracu, nu mai vorbim ce era sufletul lui. Ce era sufletul lui dacă te vedea cum ești? Oaia neagră a familiei. Oh, nu, Doamne, știu, dar niciodată cu Pino nu s-a pus problema să-mi, Doamne ferește. De ce? Nu te-a cerut el în căsătorie? Dar nu eram... Sau nu voiai nu tu? Nu știu eu ce el, ce gânduri are, că ți-am spus ulterior la cât de mârșav s-a comportat cu mine. Nu știu ce avea în cap atunci. Da. Atunci părea un minunat. Părea minunat. Era alt bărbat. Eu când mă uit acum, nu e el. Nu am, când lumea îmi spune sau îmi povestește, da, nu. Dumnezeu să-l odihnească. Cum se schimbă oamenii în timp, nu? Deci, nu știu, poate că zăcea și tăcea în el. Nu, deci eu nu l-am părăsit. Așa? Eu, ușor, ușor, după ce el... Deci, în primul an când am picat, ca să o luăm de acolo, am picat la teatru, cum ți-am spus. Mai am zis tatălui meu că m-am pregătit pentru medicină, bun, dacă sunt, bun, eu dau la teatru. De ce? Că m-am întâlnit înainte de a da la teatru cu acest băiat că-ți povestisem, de Mavrodineanu, exact, care era student la teatru. Și m-a întâlnit, ce faci? Ce faci? Zic, ce să fac? Dau la medicină. Tu la medicină? Da. Păi cum, mă, dacă tu... Am intrat eu la teatru și tu, vedeta, care erai vedeta noastră, clasei, exact, și nu dai la teatru și vedeta, bă, op. Îți veneau semne prea clar, din multe, mă, locuri. Deci ai înțeles totul. Da. Dumnezeu m-a dirijat și în rău și în bine. Da. A văzut că-s rea. A zis, hai mă, că nu merită asta să fie așa de rea. A rămas cu gura căscată, Pino? Când i-ai spus că... Nu, stai pe zi. Și eu am zis, dau la teatru. M-am dus să dau la teatru, cum? Cu o lună înainte, habar n-aveam, am luat trei poezii de Topârceanu, toate comedie, toate, habar n-aveam. Și m-am înscris la teatru. Tata, să nu mă badă, după discuții cu mama, cu toată familia, cu bunica, cu bunicul, au zis, bine, dai la teatru și pe urmă te apuci de facultate. Bine. Așa. Bun. Pino... Așa. Era în perioada în care Marinuța era Marinuța, mă ducea acasă la mămica și el era cu 7 pe margine. Da, 7-10. Adică? Mă înșela pe toate drumurile. Dacă nu se poate, cred. Dacă se poate spune că mă înșela, că adică n-aveam nicio... Tu erai iubita oficială și eram, mai avea și altele... Era Marinuța care venea de ziua lui, în rochițică roz și frumoșică, că asta cu... Păhăruțul era după, mai târziu, când deja ieșiseră cornițele lui Marinuța, intrase la teatru. Aia ce ți-am spus eu, că ai întrebat cum mama era de acord, nu, aia era când deja mi-am pus piciorul în prag și am zis până aici. Asta cu Marinuța. După care Pino știa că nu mai dă la asta... De la medicină sau nu de la medicină, puțin îi păsa lui dacă intru sau nu. Și m-a văzut umflată că am picat la teatru. Că nu știa nimeni. Eu repede am depus la teatru și m-am dus să... Să te uiți pe listă. Să ce? Nu pe listă, că n-am ajuns la listă. La teatru. Mama era medic. Și avea un bolnav pe...
pe un actor bătrân, nu mai știu cum. Și mama, speriată că numai cu mama șușoteam eu, l-a rugat, zice, uitați-vă să vezi dacă fata mea are talent sau nu. Și a venit ăsta acasă la mamă, mi-a mâncat toate fursecurile, mi-a băut toată cafeaua, că pe vremea aia nu se găseau niciuna niciodată. O, Doamne! Eu aveam fericit și s-a uitat. Și eu, ce crezi că i-am spus? Moartea căprioare. Plângeam cu muci. Și domnul actor, ce ți-a zis? Domnul actor... E bună fata pentru facultatea de dar. Jenat așa. Eu eram frumușică. De ce să mint? Nu, că eram la începuturi, dar cruduță, așa, dar sportivă, frumușică. Așa. Și la sfârșit, jena zice, doamna doctor, știți, trebuie să aibă așa un glas. Bine, eu niciodată n-am avut glas, avea el dreptate, săracul. Dar m-a văzut mârțuit acolo, pisică, bleagă acolo, de-ai seama, moartea căprioare, ce m-am pus eu cu plânsete, cu muci acolo, ce-ai fi făcut? Da. Și zice, trebuie să, acum dacă vrea să dea la teatru, trebuie să-și facă voce, așa. Să fie așa, cam ca Stella Popescu. Dragul de el, el era... Ți-am stricat. Era coleg de teatru cu Stella Popescu. Și maximum, ce sfat ți-a adică dat? Să fiu să fie mai așa, temperamentoasă. Mai... Și în primul rând, pentru examenul de, era, la teatru se dădea un examen eliminatoriu. Înainte, o mie de proști mergeau acolo și care mai mârțăită. Și zice, deci, să bag glas, să se ducă în pădure... O, da. Și să strige dintre sute de catarge. În pădure. Da. Și mă duc, Marinuța. Nu cred. Unde te-ai dus? La Snagov? Sau da, unde? Nu, îl ia pe Neaghițoiu. Neaghițoiu era șoferul lui tata. Că eu nu am făcut niciodată pe nebuna. Și m-am dat dezident. Tata era șeful spatelui armatei. Aveam Volgă Neagră, cum se spune. Baranga, nu știi că zicea. Da. Tovarășa e cu Volga la... Aveam Volga la scară. Și l-am luat pe Neaghițoiu și a zis, Neaghițoiu, hai! Hai în pădure! Haide în pădure! Ce, cum o fi venit el, că tata nu știa? Nu-mi dau seama acum. A zis fata lui tovarășul. Păi cum? Și m-a dus la Băneasa. La Băneasa în pădure. În pădure la Băneasa. Și ce-ai făcut? Hai să vezi, și era o zi din asta. Deci asta cu vreo săptămână înainte de examenul eliminatoriu. Nu cred. Și era o ploaie. Cazi. Acazi. Și stai acolo Neaghițoiu și m-am dus eu, Sara Bernard, în pădure, dintre sute de catarge. Și dă-i și rage și rage și rage. Oh, Doamne, cât ai stat acolo? Mai cât ți-ai făcut vocea? Până mi s-a făcut vocea. Până ai rămas fără. Și m-am dus, stai că încă nu, stai că uite, de ce anticipez? Deci așa și s-a întâmplat. Și mă întorc acasă, eu niciodată n-am stat bine cu glasul. Glasul, eu întotdeauna am avut un glas mic. Feminin. E, nu știu, să zici special, ca să nu mă deni. Dar nu, eu întotdeauna compensam cu trăirile, nu cu glasul. Și cu glasul acesta, după o săptămână, când am apărut pe scenă, pe urmă îmi spunea Coja, dragul de el, ce când am văzut așa frumoasă, toți ne gândeam la Temir, ce? Și tu nu puteam, mini-jupistă, sportivă, picioare în gât. Superb. Deci eu eram sportivă de performanță, cu un corp mișto, blond, așa, și eu pește port. Nici cum mă cheamă n-am fost. Deci e adevărat, nu mai aveai voce. N-aveam voce deloc. Asta a fost însă norocul meu și a poporului. De ce? Că am picat. Dar am picat la proba asta eliminatorie. Și, cum să spun, leu din mine vanitos n-a acceptat că eu mi-am arătat talentul. Da. Și am picat. Am zis, nu m-au văzut ăștia în plenitudinea mea. Știu ăștia cine sunt eu. Mă pun, îi distrug. Și așa am dat anul următor. Da, înțeles. Dar între timp, și Pino a văzut că nebuna vrea la teatru și atunci a zis, șez blândă, fata mea, te duc eu atunci. Și deci nu am decât să-i mulțumesc, orice rău spre bine,
A fost el blestemul vieții mele, dar a fost undeva destinul, m-a și ajutat prin el. Adică m-am pus în legătură cu Petrică Gheorghiu, care era un extraordinar profesor, care a făcut o pasiune pentru mine, în ce sens, să nu se înțeleagă greșit, de că eram copil bun și silitor și nu știu ce. Și prin Petrică Gheorghiu, după aia s-a întâmplat chestia cu barajul și cu nu știu ce. Înțeles acum. Deci așa s-a intrat prin, prin peripeții. A fost fericit pentru tine, Pino, că a intrat la teatru și că... Păi nu știu. Păi cum, nu ți-a zis, nu te-a felicitat? Nu te-a luat așa și ți-a tras un sărut? Aia de, da, fenomenal. Era în stare el să facă așa săruturi. Nu. Nu era? Nu. Cu mine dar nu era. Dar cine era în stare? Cine era? Spune-mi, Cezara... Un bărbat care te-a iubit așa cu patimă și care chiar, ca în filme. Nu știu, mă. Eu m-am iubit nici cu măcar patimă. Gelul. Nu, nu, eu m-am iubit cu patimă numai pe scenă. Numai în cuplurile făcute numai pe scenă. Numai cu Florin. Numai cu Florin. Dragul de el, prietenul să meu, reau scântei. Dragă, toată lumea. Hmm? Să reau scântei. Da, da, da. Până pentru că, pentru că el era foarte talentat. Mă rog, și eu, pe acolo. Și noi ne trăiam rolurile. Hai că Florin ți-a spus la un moment dat, mai în glumă, mai în serios, lasă-ți bărbatul, lasă-l. Da, da. Asta a fost, din acest motiv, nu m-am mai gândit. Că poate la început, știi cum, tânără, amețită, eram la începuturi, filmam amândoi în Explozia. Eu eram logodită cu George, George juca rol principal. Florin și cu mine nu aveam roli, eu aveam, și el avea un rol mic. A fost prima dată când Mircea Drăgan ne-a făcut cuplu și de atunci am fost noi cuplu. Și noi jucam, el era, noi străini ceva, care nici n-aveam replici. Și, mă rog, în filmare acolo, Florin cum e, el frumos, era atât de frumos. Să uita... Lângă ei mă lua așa și eram amândoi frumoși ca la Mosfilm. Ai văzut tu reclama aia cu cei doi frumoși Mosfilm? Și eram noi. Florin zicea, în loc să tacă naibii, că poate cu timpul mi-ar fi plăcut, nu știu. Atunci era prietenul iubitului meu, deci nu, la mine era chestia tabu, adică familia, tu știi tu, eu... Mai deci greșeam lucrurile... așa, fără să cum să spun, păcatul meu, nu. Altfel, familia... Da, lucrurile erau delimitate. George, da, George, logodnicul meu, și ăsta vine frumos, ca un zeu, și zice, ia uite-mă, bă, ce frumos suntem noi, lasă-mă pe motoi și hai să ne căsătorim. Uite, dacă tu-l credeai, dacă îți fura măi, mințile, măi, nu? Vezi... Bine, dar chestia puteai să-l asta... crezi? Spune-mi, Cezara, puteai tu să-l crezi pe Florin? Nu, păi asta vreau să spun. Poate că dacă mă lăsa și mă îndrăgosteam, poate, nu știu, cu toate că niciodată n-am fost nebună așa să cad... Da, 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 să cazi în cap după un bărbat. Nu, tocmai, eu am ales întotdeauna, nu. Da. Dacă l-am văzut așa de superficial... Chiar așa am rămas cu gura căscat. Dar ce, se juca și el, nu? Nu, Florin se juca tare, mă. El trăia de adevărat alea. El e drăguț, el se uite la o floare și zice, ce frumoasă. Da. Deci, el, artist mare. Și atunci aia a fost începutul și sfârșitul idilii noastre, că nu mai, nu mi-a mai trebuit, dar nici ai el n-a mai... Ai suferit cumva, adică nu. Te-ai... Știi cum e câteodată să-ți pui în cap, să nu cumva să... Nu. Pe urmă a fost de la sine. A fost camarazi, am tot jucat roluri de a-mi iubi, de ne-am... vorba lui cum îmi scrie, n-ai văzut că îmi tot scrie cu... Acum e un dulce că se... Cartea lui cu autograf mi-a scris ceva, că eu i-am scris ceea ce a fost prietenie, nu mai știu exact ce i-am scris. Și el mi-a răspuns, da, totuși a fost puțin dragoste, nu? Păi... dragul de el, și-am zis, păi da, cum să-l dezamăgești te iubesc, acum? Da, am și scris, da, Florin, te iubesc, dragul de el, ce dragoste, Cezara, și chiar, uite acum, publicul masculin, care ne mai ascultă, da? Chiar n-ar putea să gândească vreunul că ai căzut și tu în cap după un bărbat? Deci mă gândesc... Nu te-a amețit niciunul așa,
Rău de tot? Hai, spune. Măi, nu știu că... Măi, sunt o femeie matură. Eu de aproape 20 de ani nu mai știu ce înseamnă dragoste. Și atunci nu cred... Nu mi-amintesc să fi căzut în cap. Poate dacă mă chemai, mă întrebai acum 20 de ani, poate am mai căzut după vreun în cap. Dar nu. Nu s-a întâmplat asta. Nu. Am mai avut așa... Bine, și bărbați totuși... care m-au cred acum că m-au iubit. Cu toate că atunci nu credeam și nu eram mulțumită de nimeni nu era în stare să-mi iubească. George era o iubire din asta predestinată, dacă vrei, știi, așa, dacă vrei să o luăm luceafărul. El era luceafărul, cu toate că s-a exagerat, că nu era chiar așa de minunat, dar era oricum față de... era foarte mișto ca tot. Grija lui, nu afecțiunea și, lui. Da, nu, a fost... N-am ce să-i reproșez. Ai făcut o greșeală, poate îți reproșezi ție, da, poate regreți acum, da, că acum, l-ai părăsit tu da. Atunci. Deci, vezi cât e omul înflăcărat, că acum încep să discut și să dau, devin profesor în dragoste. Vezi, am avut genul ăsta de iubire, de... apropo de că mă întorc, că spuneai zodiei, că sunt așa, că eram vânător și așa. Și în timp, așa, în altă viață. Așa spune că în altă viață, nu știu cum a spus, consumam iubirile, mă înflăcăram și uitam imediat. Ca focul de paie. Aveam, da, și era un temperament din ăsta bărbătesc. Și în prima perioadă a vieții mele, deci înainte de ce s-a întâmplat cu gelul, cam așa eram. Adică... Te consumai repede. Imediat un foc de paie, dacă mi-ai greșit a doua zi... Pașii chiar aveam revedere. Momente când... Erau mai mulți, 2-3, care îmi făceau curte. Și dacă eu vedeam pe unul că se uită... N-am înțeles. În clipa aia, pa. Și el venea și spunea, dar de ce? Că n-am făcut nimic. Nu, și chiar nu făcea... Nu puteai să suporți. Nu, am și spus, nu, dar știi că aveam un raționament foarte bun. Așa? Am zis, dragă, eu am mai mulți care mă iubesc. Tu mă ajuți, decât în loc să vă aleg, te-ai exclus singur. Ce să te mai, știi? Adică, îți dai seama în ce hală eram. Erai. Păi cu atâția bărbați care... Încrezută. Ce primeai, în afară de atenția asta, de faptul că erau... Preși la picioarele tale, veneau cu flori. Nu. Păi nu, pentru că eu am fost măritată, nu. Păi și atunci gesturile în ce constau, Cezara? Afecțiunea asta cum se manifesta? Deci eu am fost măritată din anul 2 de facultate. Da? Foarte devreme. Pino m-a pus în legătură cu Petrică Gheorghiu, eu am intrat la facultate și din clipa în care am intrat la facultate, mi s-a ridicat nasul în tavan. Mi se spunea Holly, de la Hollywood, eram blondă, mă platinasem și eram blondă, arătam bine. Cu bucle naturale. Cu bucle naturale mi le întindeam eu, frumușică și... Fata generalului Dafinescu. Nu mai zic și alte. Deci, vilă la șosea, corect. Vilă la Sinaia, mașină la scară. Blănurile de unde? De unde le luai? Păi, dai, ziceam lui tata. Îi ziceai, ce îi spuneai? Tata, vreau tata, o blană? Tata, vreau o blană, nu știu cum, că și acum... Albă sau vreau da, murcă, vreau să amur. La nu știu cum se cheamă acum eu... Ce anume? Ceva, un magazin de blănuri. Așa? Și am mers cu... M-am intrat întâmplător și eram cu vizonul meu, știi? Mare, lung, frumos. Dar de babă, știi, așa, adică de la... Cum se... Ca o împărăteasă. Și eu mă tot uitam așa. Și apare un domn, zice, sărmână. Bună ziua. Știți că eu v-am făcut...
Eu v-am făcut la Scroviștea haina aia de vulpi roșii. Așa. Dar nu, n-am, zice, și nu vroiați argintie. De ce? Că mă îngrașă. Era ca un dulap. Și mi-am făcut de vulpi. Am, cred că, într-o scenetă. Așa, de vulpi roșcate. De vulpi roșcate, dar făcute fâșii. Fâșii, ca nu cumva ca să nu mâncă. Doamne, deci domnul acesta te-a văzut? Da, și da. Și-a adus aminte, draguțul, da, de el. Ce, știți că eu sunt, da, bine, n-am mai zis nimica, dar... Deci nu-ți plăceau blănurile albe de vulpe polară? Albă, că te făceau... Când l-am asta spun, când l-am cunoscut pe George, am avut blană albă, muton dore, cum se chema de la, nu mai știu cum am achiziționat-o. Așa l-am cunoscut pe George, deci mi se urcase la cap vedetismul, eram... Cine mai era ca fata generalului Dafinescu? Nu știu câți veneau, unul mi-aducea geuțul, dragul de el, Dumnezeu să-l odihnească, îmi aducea măr înainte de examen. Nu mai zic alții că sunt încă în viață și mă bat nevestele. Deci fiecare... Da, și... Dar ce să-i faci dacă ochii văd, inima cere? Da, chestia e că am avut și noroc de unii dintre ei, mare om, mare caracter, după ce, hai să zicem că i-am părăsit, nu mă mai cunosc, adică... Nu? Nu mai... Doamne ferește! Adică nu se poate cade rangul. Cu toate că asta e frumos, mă, să ne amintim. Păi sigur că, da, după atâta vreme. Asta ține de alte povești. Cezara, 40 de ani, mai bine de 40 de ani pe scena Teatrului Național. O viață de roluri senzaționale, spectaculoase, săli arhipline, aplauze la scenă deschisă. Am uitat. Dar până într-un punct în care cineva a vrut să-ți joace destinul cum și-a dorit el. Măi, stai să vedem cum să o leg. Destinul profesional. Da, da, da. Eu stai să văd cum o leg. Îl lăsăm pe Caramitru. Noi mai zicem de Motoi. Cum... A fost dur. Nu, a fost dur pentru el. Cum îmi crescuse mie așa și eram... Da, da, nu mai eram Marinuța, eram... Așa? A mai vrut să-ți mai vorbească. Și... A mai vrut Pino să mai discute cu tine? Nu ne-am mai întâlnit de atunci, decât când cum mi-a de plătit. Da, da, da. Nu te-a mai sunat? Nu. Deci, nu v-ați mai întâlnit întâmplător? Ți-am zis, deja mi-o lasem și eu în cap și eram fiecare pe cont propriu. Da. Așa, 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 așa. După, nu ne-am văzut o vreme și mă sună. Și zice, deci scurtez, ca să nu mai spun că... S-a tot scris, s-a tot... Cine vrea, citește. Mă sună și zice, măi, nu mai dai niciun semn de viață, nu ne vedem? Nu. Păi de ce? M-am logodit. Așa deci, ai dat? Da. S-a făcut liniște și n-are treabă. Și întreabă, cu cine? Păi asta a fost. Că dacă eram cu Nea Măturătorul, dar eu eram logodită cu George Motoi, care era o partidă atunci, toți îl invidiau. Venise de la Cluj, după Caligula, după mari succese, venise pe cai mari. Toți colegii, sau în orice caz unii dintre colegi, așa? Da. Și eu l-am luat pe ăsta. Dar ce s-a întâmplat? Că eu în luna aia în care n-am vorbit, George a venit la clasă, a venit din Cluj, se deschidea Teatru Mare, l-a invitat Beligan și George a venit la clasa profesoarei lui, că și el a fost profesor la aceeași clasă la care am fost și eu. Și a venit și ne-a văzut pe noi pe scenă, el era în sală, eu în ziua aia am lipsit și totuși conștiincioase, mama era jos cu șoferul. Și eu zic, mă urc să-i spun, Doamne Zoie, destinul. De ce am lipsit? Fusesem la niște analize, la niște de-astea la spital. Intru în clasă, eram în haină albă, Eni Ondra atunci de blană, păi asta da. Spun. Da. Și blondă și așa, și vin în sală întuneric, pe scenă colegele repetau și eu, da, Zoie Angel, Moni dormea, Moni Gheler, el săracul dormea, așa făcea, eu stătea și... Era bătrân deja și... Proful de la clasă. Da, profesor, maestru nostru. Și
vin la Zoe plângând, n-am venit că am avut, a trebuit să merg la analize. Așa. Văd însă, în primul rând, că se întoarce un tip, era întuneric, blond, așa, se uită așa la mine, parcă așa cum îl văd. Eu mă uit la el și îi zic în continuare lui Zoe și încep să plâng. Cu niște lacrime așa, că eu sunt foarte caragioasă când plâng. Sunt ca un copil de la tâmpit care plânge, știi cum uci. Bună ziua, bună ziua și plec. Când ajung jos la mașină, știi ca în filmele americane când îți cade fisa după un timp, zic, mama, știi cine e în sală? Cine? Nu știi tu, un actor care îmi place mie. Uite și tocmai acum n-am fost. Wow. Atât am. Da. După care se termină repetiția fetelor și Zoe îl întreabă pe George, care ți-a plăcut? Și George zice, fata blondă care a plâns. Ca să vezi, destin. Deci, da, da. Deci nu-ți mai povestesc, că e poveste mai complicată și așa. Deci așa a fost chestia, în luna aia. După care, din clipa în care noi ne-am cunoscut, o săptămână, două, ne-am logodit. Nu știu cum, nu știu ce, el a tăbărât pe capul meu, eu ți-am spus. Iar eu eram Pino nici măcar nu știa. Pino nu știa și nu mă știa, sună, zice, băi, da, eu n-am mai dat niciun semn de viață. Zice, ce e? Dar Cezar, acum tu crezi că ai procedat bine? Da. Ai fost corectă față de Pino? Da. De ce? Oh, da, păi el credea că... Nu credea nimic. Tu ești iubita lui? Nu. Exagerăm. Eu am avut o impresie foarte bună despre el și nu o spun acum cu răutate și cu ranchiună, pentru mulțumesc lui Dumnezeu, viața mi-a dat din plin. Da. Adică nu sunt un om care n-am ajuns la struguri, dar nu prididesc să mulțumesc lui Dumnezeu că m-a salvat de el. Wow. Că mi-a dat așa situația asta să-l cunosc, pentru că eu îl cunoșteam pe Pino ăla. Da. Băiatul ăla, nebun din valuri, din... Dar tu știai că el te înșală? Păi mai la început... Tu cum ai aflat și de ce ai acceptat? Am aflat ulterior, când târziu povesteau de tot? Fetele că... Hai mă, proastă, că te lăsa pe tine și mergea cu mine. Cum? Deci eu eram marinuța. Până când am intrat la teatru. După care, una, două, trei care mi-au spus, probabil că și sentimentul se mai estompase. Clar. Nu? Da. Totuși au fost vreo 4-5 ani. Și atunci mi-a sărit țandără. Ia uite, bă, cum își bate joc de mine, știi? Wow. Și asta a fost discuția cu Pino. N-am și mai nu discutat. Ți-ai pus tu în gândul tău și în sufletul tău? Las că ți-arăt eu. Nu. Nu, n-aveam. Eu n-am ranchiună din asta. Dar poate oricum că, nu ți-a picat bine. Că ce? Că m-a înșelat? Păi da. Păi nu, că deja am aflat că nu te mai afecta. Spun, probabil că mi-au mai spus și alții, zice, da mă, că știi, omul sătul nu suferă. Ori eu eram înconjurată de atâția oameni care mă iubeau, că și acum, dacă găsesc nu știu câți care îmi scriu și care îmi spun și care, dacă te-ai uitat, am trimis eu și Stanca și nu mai știu câți care îmi spuneau, mamă, ce așa, că eu râd de ei, zic, și acum mi-o spui, știi, găsesc oameni care, vai, zice, ce te-am iubit, vai, ce nu știu ce. Și cu picioarele, Cezara, că era o apariție, nu se dorea, păi, Mihai Berechet, regizorul, a scris o scrisoare senzațională, nu știu, mi-ar fi plăcut să o citim, poate cu o ocazie o să citim acea scrisoare în care el te descrie. Extraordinar de bine, despre nu tine. De bine, sigur că îmi convine să zic că e de bine, frumos, dar, și de special, dar tocmai să-și, deosebit, să-și ia din timpul lui. Da, pentru lăsând asta la o parte, actriță, oricum. Păi, ce bucurie pe un regizor nu să aibă cu cine să lucreze. Acum, sincer. Nu știu, eu am avut o mare șansă în toată cariera mea, că am avut 3 regizori în cele 3 domenii posibile în actoria din acea epocă, adică televiziune, film și teatru. Au fost 3 regizori care mi-au definitivat sau m-au ajutat foarte mult în carieră. Te-au propulsat foarte bine. Da, și îți spun cinstit, știi că se tot pune problema că, mă rog,
cu amantlăcuri și cu chestii. Nu. Eu n-am avut nevoie să fac vreun compromis, pentru că eu eram măritată cu Motoi din anul 2-3 de facultate. Toată lumea știa că sunt soția lui. Problema mea nu era să mă căciulez sau să fac vreun compromis. Nu. Sigur că n-am jucat cât aș fi putut juca, dar când eram musai să joc, eu jucam. Și a fost regizor minunat, Horea Popescu, care era un dulce. Și când era Sandamanu, care mă punea, care... Deci în Teatrul Național toți au fost drăguți, dar cu predilecție Mihai Berechet, care făcuse, mă rog, nu mă ascund, mă iubea mai mult pe mine ca actriță decât pe George. În ciuda faptului că ceilalți toți îl apreciau. Nu, Mihai m-a văzut de la producția mea de la Cassandra, deci în ultimul examenul meu de diplomă, și de atunci, cum a spus el, exact cum a povestit, că trebuia să mă pună în evidență, să... Tot ce mi-a dat niște roluri extraordinare și niciunul asemănător. Da, de obicei, da. Regizorul te pune, avem nevoie de una blondă, nu știu, Cezara. Nu, Mihai, câte o fațetă, câte o fațetă, câte o fațetă. Dacă din rolul ăsta, băgam în rolul ăsta, că știi, nu ne e simplu când nu ne vede lumea mai... Aoleu, stătea în sală și mă trecea Dunărea, venea la cabină, mă făcea albie de porci. Nu-ți rușine, tu ești ce joci, aici ești alta, nu ești miza. Da. Adică, dragul... Ai reușit să fii și una și păi alta. Păi da, pentru că el asta spune, da, știi, da, că el îmi dădea niște lucruri, ori eu... Mai de lene, mai de... Nu știam, nu știu, publicul nu știe. Mai băgam și un pic din cum râdem noi din Sertărașul de la acolo, mai băgam. El era în sală și se știa. Se spunea, șase, e Berechet. Oh, știi cum alergeam ca șobolanii? Toți, ne vedem să ne... Cezara, da, uite, ne întoarcem un pic. Stai că vreau să... Nu că sunt nedreaptă. Te rog. Trebuie că am pornit-o și... Da. Deci în teatru a fost Mihai Berechet, în film a fost Mircea Drăgan, care, dragul de el, m-a pus, mi-a dat în cam majoritatea filmelor lui. Am jucat din clipa în care m-a văzut pe stradă, așa m-a văzut. De atunci mi-a dat tot timpul și în televiziune pe Sergi Ionescu, dacă îl știi. El punea scenete la, da, așa, la TVR. Și el tot așa. Deci sunt trei oameni care m-au ajutat, deci fără niciun alt interes. Au marcat cariera ta. Da. Cezara, da, hai să ne întoarcem un pic în anii studenției, pentru că ai observat, s-a tot discutat de ceva vreme încoace despre abuzurile emoționale asupra studentelor și nu numai despre avansuri, păi, asta despre tot felul de lucruri. Tu ai văzut. Tu, e adevărat, erai moț acolo, erai poate frumoasa frumoaselor, dar nu erai numai tu frumoasă, mai erau și altele frumoase. Da. Nu că mai era și Julieta, da, în colegă cu tine, Julieta Sony. Era superbă și Julieta, dar nici ea, nu, nici ea. Ce se întâmplă? Ce crezi că se întâmplă acum? Sau ce s-a întâmplat pe parcursul timpului? Nu de știu. Ce spun actrițele că au fost persecutate, abuzate emoțional? Dar ce actrițe au spus asta? Băi, vezi, ia vezi tu vârsta. Mai de acum, mai da, dincoace. Păi asta zic, ce crezi că s-a întâmplat? Asta spun. Noi am fost clasa cu femeile cele mai frumoase, se și spunea frumoasele lui Moni. Cine erați? Și eram așa, stai că n-aș vrea să omit pe cineva ca să... Hai să o iau alfabetic. Elena Albu, care o știa, a făcut film, a făcut superbă, era... Julieta Söni. Mihaela Marinescu, care nu știți voi că a plecat în străinătate și s-a prăpădit. Ioana Crăciunescu. Maria Munteanu din Cluj. Deci toate au fost vedete pe urmă. Stai că am uitat pe cineva. Și eu. Da. Erau fete superbe, dar cel puțin, nu, cred că niciuna dintre ele... De Maria știu precis că nu era, s-a măritat cu un coleg de-al nostru, îndrăgostită, deci n-ar fi marșat la chestii din astea. Julieta era și ea serioasă, n-avea treabă, era... Elena Albu,
misterioasă și așa. Deci toate am fost de o anumită calitate. Și cel puțin aparent, acum n-aș vrea să păcătuiesc, dar cel puțin aparent nu am făcut compromisuri. Cum adică aparent? Nu păi aparent, eu nu știu. Eu știu ce-o fi făcut X sau Y, că o să vină și o să-ți mai e proastă. Uite că a făcut. Deci nu! Da. Ceea ce am văzut eu și... Sigur că eu eram mai puțin participantă la clasă. Pentru că dacă m-am măritat... Da. Așa era mai mult soție de așa și n-am participat chiar la... Dar atunci când am participat și când ce știu, știu că au făcut carieră pe puterile lor și adevărul e că am avut o clasă foarte talentată. Și băieții, Mișu din Vale, da. Mihai Mălai Mare, mulți mai mă, până m-au plecat prin țară sunt, știi? Ăștia sunt din București, nu mai știu, mă, că e de mult asta. E de mult, dar parcă s-a întâmplat cu puțin timp. Când cum vorbesc, ai sentimentul? Nu, când vorbesc cu tine, readuc în minte niște lucruri și îmi face plăcere. Altfel le-am uitat și nu atât le-am uitat, cât am vrut cu bună știință să le estompez, că n-are sens. S-au întâmplat atâtea în viața mea și... că e obositor să le uite numai cât ți-am povestit eu, că îmi spunea cineva de ce nu scriu. Da, păi dacă da, cineva da. Ar, mă, n-am pe cine, eu niciodată în viața asta n-am, să nu se înțeleagă greșit, dar eu n-am avut pile. Adică tot ce am făcut că a venit cineva și a vrut să facă. Ori acum nu s-a găsit nicio duduie cronicăreasă să o intereseze viața mea. Cu toate că dacă ar sta și ar lua toate interviurile mele, nici n-ar trebui să facă nimic. Ar ieși o carte de vreo 300 de... Deci numai ce am vorbit de-a lungul anilor. Cu... Da. Da. Dar hai să ne întoarcem din nou în timp, Cezara, pentru că aș vrea să punctez un an care nu a fost deloc ușor pentru nicio femeie din România. Dacă ar fi să ne ducem în 1957, când Gheorghe Gheorghiu deja a dat un decret prin care liberalizase avortul, atunci, 1957, poți să spui că era ceva de necuprins cu mintea pentru anii 68, da? Dar după ce a venit Ceaușescu, lucrurile s-au schimbat drastic pentru femeile din România. Teribil! A fost o perioadă de încercări maxime pentru fiecare familie de români din țara asta. Mai cred că nu există femeie care să nu fie avut o verișoară sau poate pe mama sau poate o rudă, o mătușă care să nu fi trecut printr-un chin cum era ăsta al avortului, interzicerii. Ți-era frică? Ți-era teamă? Noi acum în zilele astea, Cezara, în zilele astea nu putem concepe ce tinerețe e aia? Eu nu aveam probleme, că eu imediat cum m-am măritat, după un an și am născut-o pe Raluca. Dar, ba din contră, gurile rele, unii dintre ei spuneau că probabil că de-aia m-a luat, vezi, doamnă, ce... Că ce? Ce nenorocită, ce urâtă, ce... M-a luat că te-a lăsat însărcinată și de asta te-a luat de nevastă. M-a luat, știi, făceau socol. Gura lumii slabă, da. Au mai fost și de ăștia, dar, mă rog, nu, dragilor, nu. Dar nu asta era problema. Erau tot felul de anticoncepționalele, alea erau la modă și uiți că mama era medic și... Asta vreau să-mi spui tu. Păi, cum era pe atunci? Pentru că erau femei greu. Care nu aveau acces foarte la greu și metodele foarte, astea. Asta spun, era foarte greu pentru că nu erau pe piață, știi? Era o întreagă... Da. Mama ce zicea despre povestea asta cu anticoncepționalele pe atunci, în anii 60? Păi nu că eu în anii 60 încă nu eram cu... Nu aveam probleme. Mai încoace, mai spre 70. Mai încoace, dar tot era o problemă, numai că eu... Uite, nu m-am gândit și nu am avut probleme. Probabil... Veneau prietene de ale tale, poate, care... Mai cerea o mână de ajutor, un consult la mama? La mine nu prea veneau, pentru că, ți-am spus, eram
Nu participam, eram aeriană, vedeam de ale mele, aveam viața pe care o aveam, poate că eram și invidiată uneori, știi, adică da. Dai seama, bă, și n-ai simțit asta, are și aia, și aia, aia, l-a luat și pe cel mai și aia, așa, și aia, așa. Adică, nu știu, dar mulțumesc lui Dumnezeu, nici n-am stat să judec. Da. Da. A fost o perioadă în viața mea în care eram efectiv altcineva hotăra pentru mine. Și ăsta a fost Dumnezeu. Pentru că nu pot să spun că eu am vrut ceva. Nu. Mă dirija, așa cum ți-am spus, în așa fel, dacă eu nu-mi dădeam seama ce trebuie să fac... Uh-huh. M-a ajutat. Te ajuta câteodată, nu, chiar ascru. Cum era, te ajutăm, dacă nu te obligăm, era ceva de genul. Dar tu mi-ai spus odată că mariajul tău cu George Motoi, cu maestru Motoi, a fost sufocat de bârfe. Da, pentru că, măi, știi, norocul meu este că, ți-am mai spus eu, că sunt caracter bun. Nu mă lau. Lași de la tine. Nu, n-am ți-am spus, am fost sătul, adică eu o duceam foarte bine, nu mă interesau bârfele, eu știam ce știam, știam că George mă iubește, n-am fost nicio clipă geloasă, nicio clipă, și acum mă întreb, unde să... Am o impotență, n-am fost niciodată geloasă, nici cu gelul. Dar au fost destul altele. Nu? Da, nu știu. Au fost geloase și și-au ținut poate bărbații mai din scurt, să nu cumva. Proaste. Asta e o mare prostie, să ții, să ajungi, să ții bărbat, e o mare prostie. Că e oricum, dacă și vrea, cu tine de mână, nu? Asta cum se spune? Asta te-am spus eu. Nu ți-am, cum le ziceam, da. Te-ai uitat, bă, mă ajut să scap. Știi alegerea asta? Nu. Când iubești, mă, nu mai stai. De te uiți în dreapta, de ce te-ai uitat în stânga? Îți place ea? Nu-ți place? Niște prostii. Ți-am spus, poate că judec greșit. Și să mă înțelegi că lumea o să zică, uite bă, ce încrezută e asta. Nu, sunt realistă. Chiar așa am fost. N-am fost geloasă niciodată pentru că am avut. Da. N-ai dus lipsă. Nu am dus lipsă. Cum se spune. George mă iubea. Că ei bârfeau. Păi da, și în familie. Ai înfruntat vreodată pe cineva care a spus o vorbă despre tine? Nu. Și ai vrut să-i bați obrazul? Nu. Nu s-a întâmplat nici asta, nu? Nici asta nu consider că e... Și ce rezolvi? Ce rezolvi, e adevărat. Deci, dar Cezara, eu treceam... Când te-ai hotărât ca că... o Cezară. Ca o Cezară. Când te-ai hotărât cumva sau ai simțit că e cam gata iubirea ta cu maestru Motoi? I-ai spus măi, într-un iubirea fel... mea cu George n-a fost niciodată gata. E greu de înțeles și de acceptat. Deci, genul de iubire pe care l-am avut-o pentru George nu s-a terminat niciodată. Eu și acum îl iubesc. Da, eu înțeleg, dar din partea lui, adică tu nu mai erai a lui. Da, el m-a iubit. Niciodată nu s-a terminat iubirea, că săracul pe urmă făcea... Brava și se făcea da. Că... Dar era un gen de iubire greu de explicat. Era și vanitatea leului. Uh-huh. Am stat și m-am gândit de ce totuși. Atunci, știi cum, leul vrea cel mai bun. Și în acea perioadă în care l-am cunoscut eu pe George, el era cel mai bun. Uite-te și tu la pleiada de actori mari și minunați, că am avut o șansă, am avut niște actori, când mă întreabă Toma Enache, regizorul cu care lucrez, când vrea să pună o piesă, zice, cu cine să joci? Da. Hai mă, zi și tu cu cine? N-ai niciun preferat acum? Măi! Nimeni? Vrei să-ți spun eu pe hârtie ce actori am, ce parteneri am avut, că în piesa asta pe care o joc, regizată de Toma, am la un moment dat eu povestesc și pe fundal sunt secvențe din piese, din filme din... și chiar asta spun ce șansă am avut cu actori. Măi, unul nu e slab,
Nici nu pot să spun ce nume, știi, când mă uit eu, de câte ori mă uit. Cel uite, mai... îmi vine acum în cap Șerban Ionescu. Da. Wow. Wow. Șerban, minunat. Minunat. Unic, irepetabil. Da. Nu? Am avut așa, să tot așa, să joc cu el și tot dacă întreb pe cineva sau zice, a, ați avut de-a face. Nu, domne, n-am avut nimic cu Șerban, am fost camarazi. Mai vedem eu că se uită în dreapta stânga, nu, eu n-aveam treabă, adică, domne, aproape bolnavă eram de viața mea, de meseria mea, nu mă interesa nimic, asta ține, cred că, de educația, madame prințesa, bunica, să nu adresez nimănui parola. Auzi tu expresia? Da. Marinella, să nu-i adresez parola. Era mică și nu mă uitam așa. Oh, mi-aduc aminte, asta am băgat-o și în piesa mea, că râde lumea așa ca tine. Îți dai seama, doamna... Da. Atitudine, da, ea, pretențioasă. Ea era, îți dai seama, a fost avocată în anii ăia. Și la 40 de ani a ieșit la pensie, că a avut fiind bromterin, că era, pe vremea aia, nu era medicina așa și... Gagica mea era femeie mișto, era o, nu pot să spun ce minunată era. Nu că sunt sub, nu că nu sunt, n-am genul de dragoste din asta sau de să o laud că sunt eu subiectivă. Mm. Nu, că de exemplu cu Raluca, cu nepoții sunt foarte obiectivă. Nu pot să mă bănuiesc că da. De asta cred că nici nu le place. Cum greșește, pac, eu sancționez. Aici sunt imediat. Dar bunica era chiar o frumusețe și la 40 de ani i-a făcut operația asta și a devenit pensionară. Da, pensionară, ea m-a crescut. Da. Știi? Și multe mea... Ți-a insuflat așa. Da, ea era madame, era frumoasă și Marinella. Ea m-a învățat, cum se spune acum, codul bunelor maniere. Da. Nu cred că am citit vreodată, dar eu știu, eu și acum când merg în teatru, când mergeam în teatru și eram, deci nu eram cea mai în vârstă, mergeam la actrițele noastre astea, ce minunate, măi, ce șansă am avut, nu, tu-ți dai seama, nu poți să-ți dai seama, că tu ești o puștaică, ești ca și fiică mea, știi? Măi, nu, cine? Nici nu știu. Hai să vorbim, uite, Draga Olteanu Matei. Păi, Draga era mai încoace, dar eu le-am de la Elvira Godeanu. Oh. Elvira Godeanu, băi, mai e în stare vreo actriță? Eu aș fi în stare, dar nu mă invită nimeni. Eu am intrat în Gaițele, în locul, în Gaițele, în Vanda. Da. Și Elvira Godeanu a jucat Vanda. Și n-am să uit, de acum mi se vine emoția. Parcă o văd. Era în rândul întâi, în vizon. Nu știu, l-a lăsat la garderobă, că era, mă rog, era frig în sală. Da. Și la sfârșitul spectacolului s-a ridicat și mi-a oferit un buchet de flori. Wow! Eu intrasem, de atunci intrasem și ea a aflat, nu știu, i s-a spus și eram mucoasă, o puștoaică. Mai e cineva în stare acum de așa ceva? Au trecut vremurile alea, Cezara? Da, eu am avut șansa să trăiesc niște vremuri minunate. Dacă mă întrebe acum dacă aș vrea să mă mai nasc o dată, așa, aș vrea tot atunci. Tot în acea perioadă. Adică, n-aș, cu riscul de a pleca mai repede acum, nu, n-aș vrea. Am prins o perioadă, adică începusem de femei. Uh-huh. Uite că mi s-a pus emoția pe nas. Am apucat-o, deci, pe Elvira. Marcela Rusu. Era mai afurisită, e așa. Am jucat cu ea în scenă și Filumena Marturano și eu eram amanta lui Beligan, puștaică cu care o înșela. O să uita la mine. Dar când era în particular, era civilizată, era o doamnă.
Valerica Gagialov, Silvia Popovici, Gina Patrichi. Sunt nume despre care oamenii nici nu mai știu. Nu, și nu înțeleg, nu, adică da, nu degeaba mă văd pe mine transpusă și așa, pentru că de neconceput. Nu pot să-ți imaginez că au fost asta, cum se numește, Gina Patrichi, o știu din film de la Malvina. Și era, dom'le, am admirat-o, mă uitam la ea cum putea să judece femeia asta inteligentă și juca în unul din ultimile ei roluri din filmul Malvinei, nici nu mai știu cum se chema. Așa. Care juca o femeie. Și eu, puștai că eram la începuturi cu George, eram cu gura căscată și mă ofticam că Malvina nu mă distribuie. Și se filma exact pe strada mea, eu stăteam pe acolo pe Tofi, și că altfel nu mă lua George la filmări, că nu-mi plăcea să mă, dar acolo fiind vecină m-am dus. Și Gina stătea în oglindă și se machia. Eu, ca orice copil tâmpit și nesimțit, m-am uitat și am văzut că era la o anumită vârstă. Mi-a prins privirea și a zis: ce? Te uiți? Uite și tu în ce hal am ajuns. Urâtă-i bătrânețea asta. Băi, și avea 50 de ani. M-am jenat. Am rămas așa. Da, șocat, cred. Băi, de ce să ai puterea de a recunoaște niște lucruri? Ea a văzut că eu copil, știi, proști, știi, uite că îi se vede bubulina sau chichirina sau... cum voi fi uitat eu? Că pe urmă, de atunci țin minte și mă jenez de, pentru privirea aia. Cu cât... Deci cum făcea haz de necaz într-un an a și murit săraca? Dar așa e întotdeauna când avem anumite boli, nu conștientizăm. Ea avea probleme cu... Și mereu zicea, vorbea cu George, că erau prieteni și cu Malvina. A, nu, sunt bine, sunt foarte bine, m-am operat, nu știu ce. Nu s-a putut mai mult. Atât a fost tața, nu? Nu, așa a vrut Dumnezeu, că unele lucruri se întâmplă mult, durează mult și nu, altele sunt brusc așa. Dar ce să mai spun? Nu mai vrei. De draga ce să spun? De draga e ceva. Nu o suporta nimeni, pentru că era așa cum era pe scenă, așa era și în viață. Tăiasă? Ai greșit? Te punea la pământ și avea și de ce, că era mare actriță, n-avea treabă. Eu jucam, intrasem artista neamului în Wanda. Și ea era Madame Dodulea. Ce alte distribuții. Nu mai vreau să mai zic nimic, că zice lumea că sunt rea, dacă spun pe hârtie ce distribuție era în Gaițele, plângi că... Și mergeam în turnee. Și eu, cum zic așa, Madame, nepoata lui bunica, ei stăteau, ea cu Marinuș și cu Dinica. Marin Moraru și Gheorghe Dinica. Așa, mai trăgeau câte un spris ceva și povesteau, râdeau, ha-ha, hi-hi, mai scăpa unul o înjurătură, eu mă înroșam toate cu ochii. Cât ce pere. Și ea s-a prins și se uită și zice: băi, Marinuș, ia uite la asta mică ce se înroșește. Cum zicea ceva de altceva, eu gata. Și așa m-am enervat și așa m-am ambiționat Leo din mine. Că mergeam acasă și învățam în jurături ca pe text. De la cine? Nu, știi, deci puneam pe hârtie. Ce jurături prindeam, eu puneam text și mergeam și spuneam... Și ca învățam. Să ce? Ca să nu te să, mai jenezi? Nu, să le învăț pe din afară. Pentru că ei vorbeau și eu nu participam niciodată. Eram roșie până în urechi și la următoarea piesă se discută ceva și eu dă-i cu trei înjurături, dar făcute așa ca un birjar. Au rămas toți. Hai că e de-a noastră acum. Zice, a luat un 10 asta mică. Amintiri din astea. Spune-mi despre maestru Beligan. Spune-mi că era el era directorul teatrului când tu ai intrat. Vezi că ne legăm. Iată, de uite cum ajungem. Beligan deschide
Portiță. Portiță, exact. Beligan era, stai să mă gândesc să nu greșesc, adică ce a fost înainte, ou sau găină. Beligan era directorul teatrului. Da, nu a fost întâi Beligan și pe urmă filmele. Deci era directorul teatrului, eu eram căsătorită cu Motoi, dar George era, știi cum, apropo de, spuneai tu dacă ne-au bârfit gurile rele sau nu. Da, bârfeau că l-am luat, că să-mi facă carieră, că fac carieră, că mă împinge el, că zicea și el, măi, eu nu sunt în stare pentru mine să iau, te rog pe tine, da, eu... Te-am spus, eram așa de sus, n-aveam treabă, eram aerian, eram sătulă, că mă distribuiau, jucam, nu puneam la suflet. Și atunci, eu eram, deci, căsătorită cu George, George a venit chemat de Beligan și nu îndrăznea să-i spună, meștere, am și eu pe nevastă mea, colea, luați-o în teatru, asta punem la o parte. Deci nu i-a spus niciodată nimic lui Beligan. Pe de altă parte, eu am terminat facultatea, eram însărcinat și am luat ultimul loc pe Troșani. De ce? Pentru că mie mi-era frică, că nu, apropo de, că nu scap de sarcină, că panicoasă, că nu știu ce. Și m-am sculat și în loc să aleg ce puteam să aleg, că aveam medii mari, am zis ce-mi rămâne iau, că nu știu dacă ajung sau nu, apropo de asta, paranteză. Teatrul din Petroșani a făcut 70 de ani de existență, acum un an sau doi, și m-au făcut cetățean de onoare a orașului Petroșani. Frumos. Foarte frumos, da. Și, George nu putea să facă nimic. Să mă pună, ce să spun, uite, nevastă-mea. Și avea el o concepție foarte bună, care mi-a ajutat foarte tare. Bine, mi-a și fost la îndemână. A zis, în teatru nu intri decât pe ușa din față. Eu nu te împing. Eu nu pot să fac decât să te arăt. Ești bună. Ești bună? Nu ești bună? Pa! Și n-am cuvinte. Și atunci a făcut, eu alăptând, fiind acasă, a făcut o piesă, doi pe balansoar, am pus-o la, se știe povestea, la teatru din Petroșani, am mers prin țară cu această piesă, că pe vremea aia se dădea 3 ani, trebuia să faci stagiul respectiv. Și atunci ce a făcut George? Nu putea să-i spună lui Beligan, luați-mi. Și le-a spus celor din Petroșani să vină în București, au luat 5 spectacole, 3 la Bulandra, 2 la Național, și am jucat 2 pe balansoar. Și la unul din spectacole din Național a fost invitat și Beligan. Și a doua zi mi-a trimis scrisoare, nu cred că o am, mă rog, dacă o găsesc, așa cum e cu Antetu, Teanu și ce, considerăm spectacolul de Maransoar examenul dumneavoastră de intrare în teatru. Că așa se intra, cu examenul se putea. Da, minunat. Și așa am intrat. După ce am intrat, ce am jucat? Am jucat cu el destul de mult, pentru că am jucat Filumena, amanta lui, și era o piesă care a ținut câțiva ani, că erau el și cu Marcela erau rolurile principale. Am jucat Titanic Vals, eram Miza, eram fata lui și tot așa. Dar, apropo de, el a deschis portița. Cum a zis nebunul de te... Pe urmă am jucat cu el în Rețeaua S, în filme, și mă iubea așa, că îmi știa familia, îmi știa, lui îi plăcea oamenii așa mai cu minți, că eu am fost cu minte, știi? Și venea la mine înainte de spectacol, era tatăl meu în Titanic, și mă venea la ureche și mă pupa. Și eu îi spuneam pe partea asta, ce mai pregătiți? Pentru că el era capricorn. Și capricornul nu se împacă cu leu. E o chestie verificată de mine. Ovidiu lui Moldovan era capricorn. Și în ciuda faptului că noi eram prieteni, ținea la mine, ținea tot camaraderește, ți-am spus, nu, niciodată n-am avut probleme cu... Tot așa, nu putea, adică... Exista ceva acolo care nu dădea voie. Zodii, apropo de zodii și de nu știu ce, care nu, știi. Și asta a fost cu Beligan, altceva? Hai să-ți citesc ceva ce a scris maestru. A îmbătrâni este contrariul la ceea ce se crede în mod curent. În tinerețe, la vremea când nu ți-ai definit încă opțiunile, ești împovărat de greutatea tradiției și adevărurilor cu care ai fost îndoctrinat.
Tânăr fiind, crezi în ideile răspândite, în cele care aleargă pe toate drumurile. Ești gata să aderi la tot și la toate. Care în spinarea ta greutatea familiei, a tradiției, a grupului din care faci parte, a societății? În ceea ce mă privește, am trăit înaintarea în vârstă ca pe o detașare de toate aceste poveri. A îmbătrâni înseamnă a arunca peste bord toate ideile preconcepute, înseamnă a deveni mai ușor, mai liber. Într-un anumit sens, ești mai bătrân când ești tânăr și mai tânăr când ești bătrân. Viața se scurge ca o permanentă și progresivă delestare de prejudecăți și de constrângeri. Avea dreptate Picasso când spunea că îți trebuie mult timp ca să devii tânăr. Și mai e ceva. Singurul lucru care ne îngăduie să privim fără dezgust lumea în care trăim este frumusețea cu care anumiți oameni o recrează, din timp în timp, pornind de la haos. Tablourile pe care le pictează, muzica pe care o compun, cărțile pe care le scriu și viața pe care o trăiesc. Dintre toate operele, cea mai frumoasă este o viață bine trăită. Aș zice chiar că este opera de artă prin excelență. Except, maestru, eu Beligan. L-am iubit foarte tare. Senzațional. Adică m-am simt, da. Senzațional. O viață bine trăită. Până la urmă, Cezara, ce e mai important pentru viața omului? Spune-mi tu, după o viață cu bune, cu rele, cu trăită și trecută prin tot felul de regimuri, că uite, am rămas în anul în care tu ai ieșit cumva la pensie, da, forțată. Zi tu, era, dacă nu e așa. Tu, nu m-ai întrebat ce este într-o... mai important într-o viață trăită. Nici nu mai știu într-o câte viață întrebăream. Trăită, cum mi-a dat exact, Dumnezeu mie. Exact. Țin să spun că mi-a dat prea multe rele. O, Doamne! Gândește-te că eu mi-am Dumnezeu îngropat. Dumnezeu îți dă cât poți duce. Mai, nu mai pot. Așa se zice. Da, știu ce da, spui. Da, domne, nu mai pot. Da. Lăsați-mă în pace. Nu mai vrei să fii leoaica puternică, nu? Nu, nici nu mai sunt leoaica puternică. Sunt rac. Pentru că eu am ascendent în rac. Îmi spunea Vorobchievici că eu m-am... Când mi-a zis că am ascendent în rac, bă! Băi, Mihai, de ce? Bă, nu-mi place. Pe ce, că dacă îți place... Dar care-i povestea asta acum? Adică după o anumită vârstă devii ascendentul. Da, după 30 după de ani. După 30 de ani. Este mai important. E dominant ascendentul. Da. E, și tu te regăsești? Da. Și spui da. Că nu mai poți să fii leoaica cea care ai fost. Măi, sunt așa cam cu... Cam cu blana smulsă. Așa? Măi, ia gândește-te tu, știi că da. Găsesc așa, băi, când mai citim noi în cartea de căpătâia noastră, Facebook-ul, cu oameni care, vai, nenorocire ce-a pățit, au pățit un lucru față de 7 ale mele. Înțelegi. Cine ar fi pe crezut? Unele le știi și știi. Cine că... ar fi crezut, Cezara, că tu o să ieși de pe scena Teatrului Național atât de repede? Măi, am ieșit pentru că am fost o proastă, ți-am spus, am defecte majore. Adică, știi, se spune că tu, un om crede despre celălalt lucruri pe care el e în stare să le facă. De da, ce hoțul da, nu da. E furat niciodată că stă cu mâinile așa? Hoțul strigă hoțul. Înțelegi? E, eu nu am putut să concep. Deci că prietena mea, Ilinca Tomoroveanu, poate să fie coadă de topor. Eu nu am crezut că iubitul meu sau unul din... Da, mă rog, iubitul meu, că totuși primul tău contează iubit. Cel mai mult. Cu el da. Rămâi, orice i s-a întâmplat, orice, toată lumea credea că îl urăsc și că după câte mi-a făcut. Nu, mie mi-a părut foarte rău și eu și acum îl iubesc pe acela. Pe acel care a fost. Pe acela pe care îl mm-hmm. știu eu. Mm-hmm. Deci nu poți să-ți renegi, că te renegi pe tine. Cum absolut. Adică atunci ai fost o dubitoacă, o tâmpită, ce... Nu. Am crezut în ei. Am crezut că, nu, Pino, când vine la Național, nu mă minte în față. El avea nevoie de locul meu, că se făceau pentru 7 scoși, primești un loc de angajare, ok,
care nu știu, le știu exact. Eu, mulțumesc lui Dumnezeu, nu mă încarc cu lucruri care când nu mă privesc. Când se întâmplă asta, Cezar, în ce an? În 2007-2000. Și prietena mea, care nu putea să se uite în ochii mei, Ilinca, i-am, atâtea roluri le-am preluat eu, am fost... Și eu era o fată civilizată, o fată, s-a uitat la mine și mi-a zis, oh, mai bine să ieși la pensie, că o să-ți fie mai bine, că ei de fapt aveau alte interese meschine, aveau pe altcineva să bage, să intre deci, în locul meu. Deci cumva ai fost forțată. Da, și mi-a zis și Arpino, nu? Omul pe care eu îl credeam, mi-a zis Marina, că... paranteză, el obișnuit cu Marina, când a intrat în teatru, noi repetam cu Rodica Popescu-Bitănescu o piesă și a venit și el la repetiții și stătea și zicea, Marina, Cezara, faci așa. Mai stătea, Marina, Cezara, faci așa, la care Rodica s-a enervat. Da, spune-i, dragă, Marina, că știm. Apropo de așa. Da. N-am crezut că se uită cei doi prieteni ai mei în ochii mei și mă împușcă. Și eu zis, da, eu i-am crezut, am zis, de ce e mai bine? Da, e mai bine să ieși la 57 de ani, 6, nu știu cât era, că se putea mai devreme. Un singur an sau doi ani s-a putut, pe urmă nu s-a mai putut. Zice, e mai bine să ieși acum, pentru că o să joci, o să fie pensie, cumul pensie, cu... Da. Salariu și cum mie îmi convenea, pentru că rămăsesem singură, fără lichidități, cu nu știu câte case de nevândute, nefăcute, neașa, un om care nu se pricepe nici cât costă o pâine, a fost destul de greu și atunci mă speria orice chestie, cum zic, a, bun, și am acceptat. După două, trei luni au scos piesele în care jucam și... Ura și la gară. Și pe urmă nu te-au mai distribuit? Nu te-au mai distribuit nici într-un alt... În nimic. Ba din contră, s-a tot alimentat că îl urăsc, că... Adică oamenii care știau cât de cât povestea, că mai sunt contemporani cu noi, care... Da. Știi cum? Omul e tentat să o ia înspre rău și au... Alimentat cum? Da, au spus oarecum că îl urăsc și că... Și atunci el mi-a răspuns cu ură și eu cu ură și el cu ură și nu știu ce. Și niciodată nu s-a mai întâmplat să vorbiți așa față în față, ochi în ochi? Nu ne-am mai întâlnit niciodată. Nu, că acum vreau să mă... De-aia mă gândesc că nu ne-am mai întâlnit. Uh-huh. A fost problema de... Asta, indemnizația de merit de la UNITER. Da. Pe care... Nu, uite-te tu și vezi cine a luat-o și cum. Poate meritam și o să o iau. Și acum nimeni nu crede că nu o am. Incredibil. Nu știi? Și s-a opus pur și simplu. Adică, vădit, oficial... Niciodată n-ai vrut să uite, să-l sun și să aveți o întâlnire, o discuție, să... Nu. Limpeziți cumva situația? Nu. N-ai simțit că... Nu, n-am simțit nevoia. Eu sunt un om... multe defecte. Deci, pe de-o parte, în ciuda fapt, nu-l cred pe un om în stare de omârșăvie, dar când mi s-a făcut, știi, de obicei se spune de a doua șansă. Din păcate, nu am dat niciodată a doua șansă. Niciodată? Nu. Și crezi că ai făcut bine? Nu cred că am făcut bine, dar nu pot. Acum nu continui? Și acum continui, dar nu pot. Adică tu înțelegi? O, Doamne. Mai bine îmi tai o mână. Și asta de unde vine? Din ce? Cred că nu vine din orgoliu. Nu Cezara. Știu din ce vine, deci. Să nu. Nu dai a doua șansă. Nu, și știi, adică în cap îmi spun, ba da, îi dau a doua șansă. Și nu reușești. Da. Pentru că sunt, leu e foarte corect. Din păcate pentru mine. Și îmi recunosc greșelile și neputințele și defectele. Și mă uit în ochii tăi și zic, da, te-am iertat. Și în clipa aia îmi mintesc ce nu e adevărat, nu te-am iertat. Cezara, ai fost și soția care n-ai crezut niciodată că o să devii la cratiță. Ai fost? Da, dar ce mi-a plăcut. Ei, da.
Da. Ți-a plăcut să fii la cratiță? Da, da. Cu un bărbat gelos alături? Da, da. Gelul era gelos. Da, da. Deci. Și te ținea la cratiță. Eu. Ți-am spus ce s-a întâmplat cu gelul. Acum, până acum câțiva ani, spuneam că a fost miracolul vieții mele. Da. Piesa pe care o joc. Jumătatea mea, bărbatul, pe asta se bazează, povestesc un pic din accident și pe urmă povestesc viața mea, dar spunând că el a fost iubirea vieții mele. Da. E, mea culpa. De ceva vreme, cred că a fost blestemul vieții mele. Wow! De ce schimbarea asta radicală? Pentru că timpul... Le mai așează? Le așează? Le mai cerne? Lipsa sentimentului așează. Eu ți-am spus de la început că sunt o flacără și sunt... Eu te iubesc, dacă nu te-am iubit în primele 3 secunde și nu ține decât o săptămână, nu sunt eu. Deci eu nu cred decât în dragostea cu de fudr și nu cred decât în dragostea care trebuie alimentată. În moment dat am scris ceva frumos despre George, am recitit și am zis chiar foarte frumos am scris. Eram în transă bună ceva de ziua lui când m-au întrebat ăștia cu motoic și am zis că el era alesul meu pe care a venit pe un cal alb. Scrisesem frumos, parcă nici n-am scris eu chestia. Dar deci așa sunt. Sunt de plină de defecte. Eu dacă eu am iubit, eu iubesc din așa, din ochii tăi, din prim, deci dacă eu pe George îl știu din privirea aia, dacă te-am povestit, și pe Gelul știu din privirea când am intrat și aia o poveste în serviciul lui în mașină și el era, trecea, era patron de serviciu și s-a uitat tot așa, s-a uitat și eu m-am uitat la el și din clipa aia tot era pecetluit. Și acum spui că a fost blestemul? Da. De ce? Pentru că, după cum tu știi, ți-am povestit, da, eu sunt un om moral. În ciuda faptului că am jucat roluri imorale, în ciuda faptului că am fost bârfită și am fost răstălmăcită și așa. Și acuzată. Așa. Eu, în sufletul meu, sunt foarte moral. Și nu mi-am iertat-o niciodată. Că am făcut să sufere niște oameni. Nici George, că nu merita, nici pe-ai lui, cu toate că meritau, după cum s-au comportat cu mine, leu corect. Dar n-am putut. Deci, sunt slabă, da, sunt dirijată de cineva de sus. Nu mai știu dacă chiar numai de Dumnezeu, pentru că acum 3-4 zile am fost la părintele Ciobanu și tot așa, într-un moment mai i-am zis, dă părinte, de ce totuși îmi dă Dumnezeu lucrurile astea rele? Și a zis, nu Dumnezeu ți le dă. Eu știu. Nu Dumnezeu ți le dă, da, și a rămas în suspensie. Da, da, în suspensor. Da. Și ai mai vrut să afli? L-ai mai întrebat? Nu, dar părinte, că, de unde nu, vine asta? Nu, pentru că mi-am dat seama că are el dreptate. Nu, că Dumnezeu este iubire. E ca iubire. Și cum ar trebui să plătești pentru relele pe care, da, tu le-ai făcut. Da, sunt convinsă asta de chestia asta. Asta este răspunsul pe, da, care tu, da, ți-l dai? Da, da, și când mi-a zis părintele chestia, am spus că mie Dumnezeu îmi dă niște... Da, provocări, încercări. Eu, gândurile cele mai bune și tot ce trebuie să fac, toate lucrurile care mă ajută, le visez de duminică spre luni. Luni mă scol și zic, trebuie să fac asta. Îmi dă Dumnezeu, îngerașul meu, nu știu cine. Da, părintele mi-a zis-o acum câteva zile, am fost la el. Da. Și mi-a zis... Oarecum cu doșană că n-am mai ajuns la biserică la el și nu pot să ajung, că dacă am probleme cu piciorul, cu aia, nu, e greu să ajung, trebuie să ajungi într-o stare acolo, știi. Am avut un moment în care am zis, nu, Dumnezeu e iubire. Oi fi eu, poate că judec anapoda, poate un preot o să zică că n-am dreptate. Eu am
felul meu mai special, mai special. Eu sunt crezută eu să zic că specială. Nu, felul meu de a avea legătură directă cu Dumnezeu. Și m-am întrebat întotdeauna, știi că ei, când preoții spun, teme-te de Dumnezeu, de ce să mă tem? Da, aici e o altă problemă, să nu intrăm în religie, da. Că nu sunt foarte competentă. Să rămânem la iubirea lui Dumnezeu. Să rămânem la iubire. Deci nu pot să cred că Dumnezeu mi-a dat atâtea... nu, că am fost bolnavă, am avut probleme mari. Și m-a trecut. De ce să cred eu că îmi dă să-mi fie rău? Nu poate îmi dă să va... Adică, nu, eu cred că acceptă. Acceptă să-l vadă pe ăla la altul că-mi dă, să vadă înălțimea la care ajung eu. Sau nu știu. Da. Cezara, dacă ar fi să alegi ceva din toate lucrurile pe care tu le-ai trăit, care ți s-au întâmplat în viața asta, și ai vrea să ne lași nouă ceva, ce ai vrea să rămână? Nimic. Nimic? N-ați meritat. Nu m-ați meritat. Eu te îmbrățișez și îți mulțumesc că ai fost aici alături de mine. Zooniverse Podcasts.